ce cumva aptitudinilor noastre fizice este inteligența și pentru că vorbim de persoane cu dizabilități și pentru că văd destul de mulți copii care sunt în scaunele cu rotile, să nu uităm că la nivelul contemporaneității există acest genial matematician Stephen Hawking, care ne transmite nouă tuturor răspunsuri esențiale la viața omului și la prezența acestuia în univers. Și o face dintr-o ipostază umană, dacă nu dificilă, poate chiar imposibilă pentru majoritatea dintre noi. De fiecare dată când trebuie să o invit la microfon pe directoarea Serviciului de Asistență Socială, știu că vine momentul în care spune sunt copleșită de emoții. Deja dă din cap Cristina Mraz, la fel se petrece și astăzi, dar emoția este dublată și de foarte multă bucurie. Cristina, te invit. Nici nu știu cum să încep. Am mai trecut un an. Acum un an ne vedeam tot aici. Cam în aceeași formație. Un an în care am mai crescut. Un an în care am mai dobândit câte ceva sau poate am mai pierdut câte ceva. La fel ca și un an, acum un an, vin cu aceleași emoții de fiecare dată când vă văd. Mă popleșit și nu știu ce să mai vorbesc, deși mi-am făcut un mic discurs, dar n-am să-l citesc totuși. Toți suntem o sumă de aptitudini. Avem fiecare un caracter, fiecare o voință. Important este să modelăm, important este să ne descoperim abilitățile, important este să avem pe cei de lângă noi, alături de noi, nu numai fizic, ci și psihic, ci și emoțional, să le simțim dragostea, să le simțim apropierea, să le simțim încurajarea, să le simțim înaltinsă. Bineînțeles că cei care vă sunt în primul rând alături este familia, după care venim și noi, comică parte, încercăm pe cât putem să ușurăm și să facem zilele mai frumoase. Acest lucru se întâmplă și astăzi. Mi-aș fi dorit să fie mai multă lume, mi-aș fi dorit, dar sperăm ca pe viitor să organizăm mai multe activități, să mergem, de ce nu, poate și într-o altă locație. Îmi doresc să vă văd la fel de entuziaști, așa cum sunteți și astăzi, pentru că tot timpul ne-ați adus această doză de optimism, deși poate zilnic vă este greu, zilnic vă este greu să luptați nu numai cu problemele de sănătate pe care le aveți, dar și cu societatea, o societate care încă nu este conștientă, zic eu cel puțin în acest moment, de valorile pe care le aveți, de valorile pe care mi le puteți da. Vă doresc multă sănătate, în primul rând, la mulți, mulți ani și să rămâneți la fel de entuziaști, la fel de frumoși și să nu uitați că pe lângă cei de alături, din casă, pe lângă familie, încercăm și noi să vă fim alături. Pentru că întotdeauna am dorit să scot în evidență faptul că abilitățile înving problemele, dizabilitățile, să spunem, pe care noi le avem. Orice om are ceva bun în el, important este să-l descoperim și să-l promovăm. Cunosc tineri deja care și pe care și anul trecut i-am prezentat și care încearcă împreună cu familia lor să facă acele lucruri minunate pe care le-au și adus și de data aceasta. Este vorba de Andreea Pop și de Adelin Mitru, care împreună cu familia lor lucrează aproape zilnic câte ceva. Îmi place foarte mult că întotdeauna au căutat să iasă din starea în care sunt, din păcate, datorită problemelor de sănătate. Pe lângă ei,
cei de la Policino, toată trupa aici și întotdeauna prezintă acel spectacol de care ne bucurăm și întotdeauna ne încântă și descoperim că este tot mai frumos de la un an la celălalt. Totodată va veni în fața dumneavoastră o doamnă care are angajați persoane cu dizabilități, pentru că acum sunteți majoritatea copii, dar va veni o vreme în care societatea va trebui să se implice mai mult decât o face acum. Va trebui să vă accepte și să vă ajute să găsiți un loc de muncă, un loc în care să vă dezvoltați abilitățile pe care le aveți. M-a întristat foarte tare ceea ce s-a întâmplat în data de 3 decembrie. Am văzut la televizor faptul că a fost acea manifestare în fața guvernului, sigur, majoritatea ați văzut-o, dar într-un fel a fost și bine. M-a întristat, dar în același timp mi-a plăcut că totuși au avut curajul să iasă și să spună problemele pe care le au acele persoane. Ca urmare, guvernul se pare că s-a mobilizat și ieri am înțeles că a fost o ședință, se dorește foarte mult. Este apărută deja o nouă strategie cu integrarea persoanelor cu dizabilități, accesibilitate, mobilitate, educație, spune ei în această platformă. Să sperăm că nu vor fi numai simple vorbe, să sperăm că mentalitățile noastre, pentru că până la urmă cu asta trebuie să luptăm, cu mentalitatea noastră. În școală, în mijloacele de transport, la servici, și se pare că totuși se va insista pentru angajarea persoanelor cu dizabilități, în special în administrația publică. Eu vă spun că noi în administrație avem două persoane. La nivelul serviciului meu am pe Anca, bineînțeles că o cunoașteți, care mă repet în fiecare an și descoper în fiecare an că este un om deosebit. Primăria mai are un angajat, este vorba de colega Oana, care la fel are ceva probleme și care este tot un om deosebit, pentru că, așa cum am spus, faptul că aveți anumite probleme și anumite dizabilități compensează, deci natura compensează și atunci apare ceva foarte bun, ceva foarte bun care, dacă noi nu-l vedem și nu încercăm să vă ajutăm, atunci, din păcate, nu facem mare lucru. Vă doresc încă o dată la mulți, mulți ani, sănătate multă și așteptăm să ne vedem. Categoric este un moment de răscruce acela despre care vorbea și Cristina, când persoanele cu dizabilități nu mai sunt la vârsta adolescentină, devin adulți care trebuie să se integreze într-o activitate profesională și nu e greu să obții calificări profesionale. Din fericire, slavă Domnului, există oferte numeroase de acest gen. Este însă mai dificil să-ți găsești un loc de muncă, cineva care să te accepte, cineva care să vadă exact ceea ce poți să faci și care să contribuie la succesul unei activități sau unei afaceri. Este prezentă astăzi alături de noi o doamnă care a făcut acest pas către persoanele cu dizabilități, doamna Cristina Müller, conduce o afacere privată, o unitate protejată intitulată Cris Office și mi-a mărturisit că lucrează cu astfel de persoane. Vă invit să ne explicați mai multe. Bravo! Bună ziua! Mă numesc Cristina Müller, cum a spus doamna. Am o societate comercială de 10 ani. Am angajat pe două fete cu handicap, sunt domut, de 8 ani de zile. Lucrează în atelier tipografic, foarte multe de ele. Sunt foarte responsabile. Când au venit la noi, acum 8 ani, nu știu să numărăm numai până la 10. Aveau blocuri de 100 de coli de făcut, numărau până la 10, trăgeau o linie, numărau până la 10 încă o linie până se făceau 10 linii. Le-am dus la cursuri, le-am dus în mai multe orașe, mai multe ateliere să vadă cum se lucrează și au făcut toată experiența. S-au calificat la locul de muncă. Sunt niște pete pe care nu mă pot lipsi.
Ne ajută foarte mult și sunt foarte responsabilă. Nu mi-au întârziat în 8 ani de zile odată. Nu mi-au lipsit de la servici odată nemotivată. Au venit prin fric, prin ploaie, nu s-au cerut acasă, n-au cerut mărire de salar, n-au vrut să plece în țări străine cum au făcut alții care s-au întors după 3 luni. Pot să fac referință pentru ele, să le recomand la oricine să angajeze aceste persoane pentru că au de câștigat. Vă mulțumesc! Sunt foarte mulți părinți în această sală și cei care nu au copii cu dizabilități pot să respire ușurați, pentru că privindu-i pe cei care au astfel de copii, cred că fiecare dintre noi poate să-și pună o întrebare cât de greu este să fie un astfel de părinte. Dintre toți cei prezenți împreună cu copiilor astăzi aici, o să invit la microfon o mămică, pe doamna Rodica Mitru, care vrea să vină să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua! Mă numesc Mitru Rodica, sunt mama doi copii, unul cu dizabilitate și unul sănătos. Mă bucur că m-ați invitat la această serbare și împreună cu copilul și cu încă o mămică cu fetița, tot cu probleme de dizabilitate, lucrăm diferite obiecte handmade pe care le comercializăm. Hai, Rodica, hai! Am emoții! Hai, cred că mai e cineva dornic să ne spună câteva cuvinte. Cristina, ne sugerezi pe cineva? Eu poate și doamna Popa și zică ceva și... Doamna Popa, este momentul. Eu zic că ajutați foarte mult, doamna. poștală, în urmă cu câteva zile, un plic foarte consistent, la pipăit, în care am găsit 6 felicitări, un calendar, poate ați primit și dumneavoastră așa ceva, de la Asociația Pictorilor Fără Mâini, care pictează cu gura și cu picioarele. Atât de adânc m-a mișcat gestul lor, în sensul că de sărbători acești oameni trimit cadouri în toată țara, în propria lor muncă, și poate vă vin niște idei în acest sens. Deci acele felicitări de o frumusețe excepțională, un calendar cum rar vezi,
pentru care nu ți se cere nimic. Ești invitat, dacă dorești, să susții activitatea lor, la fel puteți face și dumneavoastră și sigur veți găsi susținători, pentru că ceea ce faceți este absolut minunat. Chiar merită să fiți aplaudate. Ce faceți noastră cu mâinile, dar și cu sufletele, să vedem foarte multă culoare, la fel e și la Casa Policino. Acolo totul este colorat, foarte colorat, și inima acestei case este prezentă astăzi aici, doamna Florentina Bresecan. Eu am spus atunci, noi suntem îngeri cu o singură aripă, dar noi zburăm. Ca să zburăm, trebuie să fim luați în brațe sau să ne luăm noi în brațe, doi câte doi. Vă mulțumesc că ne-ați luat în brațe. Noi am zburat, iar astăzi, din zborul nostru, vă luăm și noi pe voi în brațe. Și vă dăruim, cred eu, cel mai frumos moment. Vă mulțumesc. Vă spuneam la început că lipsește zâmbetul de pe buzele multora dintre noi, ceea ce înseamnă că ne lipsește și din inim de foarte multe ori. Ei bine, privindu-i pe foarte mulți dintre copiii cu dizabilități, pot să spun că ei nu au această problemă. Zâmbetul este omniprezent și putem vedea și astăzi și nu mai întârzi vorba, îi chem să vină să ne bucure pe noi toți, pe copiii de la Casa Policino.
la 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 la. Vine leu și ne cântă la 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 la. La medeie și la nuntă la 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 la. Vine leu și ne cântă la 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 la. Le cântă la mumărlani la 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 la. Frumos ca la petroșan la 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 la. Le cântă la mumărlani la 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 la. Frumos ca la petroșan la 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 la. Spiciuri de mumărlai, la 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 la. Stau în munte cât un an, la 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 la. Munte nimic ca și un frate, la 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 la. Și nimic nu ne desparte, la 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 la. Munte nimic ca și un frate, la 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 la. Și nimic nu ne desparte, la 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 la. E iarba mai moale, la 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 la. Pasturma de milioane, la 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 la. Săracua mea vârciță, la 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 la. Face multă și jântiță, la 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 la. Săracua mea vârciță, la 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 la. Face multă și jântiță, la 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 la. Tata-m omânța de mic, la-la-i-la-i-la-la-la-la-la-la. Până-la ciobănic, la-la-i-la-i-la-la-la-la-la-la. Să culin cărările, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Vara cu mioarele, la-la-la-la-la-la-la. Să culin cărările, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Vara cu mioarele, la-la-la-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la-la-la. La 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 la. E bine dacă la mulți dintre ei, pentru că așa cum a spus și Florentina, îi putem vedea de-a lungul anilor pe acești copii evoluând. Multe dintre funcțiile lor locomotorii s-au îmbunătățit vizibil, dar și cele psihoemoționale. Despre terapii care să-i ajute pe acești copii putem vorbi foarte mult. Reprezentantul unei activități care rezolvă parțial astfel de lucruri este prezent astăzi aici, prietenul meu și al multora dintre voi, Florin Vrabie, care și-a asumat un mare rol și un risc deosebit, deschizând la Vulcan asociația Parco Cavalli, unde căluții lui fac minuni cu copii cu dizabilități. Florin, vino să ne spui câteva cuvinte. Bună ziua și vă mulțumesc din suflet că ne-ați invitat și pe noi la acest frumos eveniment. Și vreau să-i felicit pe copii pentru frumoasa reprezentație. Felicitări, copii, și vreau să vă urez un sincer la mulți ani, multă, multă sănătate, fericire și să vă asigur că aveți un mare sprijin în noi și vă așteptăm cu mare dragă în cadrul asociației noastre să vă bucurați de animăluțele din cadrul asociației noastre. Am să vă rog și colegii mei să vă spună câteva cuvinte, pentru că și ei pun același suflet în ceea ce facem noi și multă, multă sănătate încă o dată vă doresc și la mulți ani. Mult noroc și ea face mai mult. Să arătăți
tuturor ceea ce putem face noi față de rest. Dar copii sunteți minunat. Ați fost, sunteți și veți deveni și mai minunați. Vă felicit și sunt încântat că am putut să vă urmăresc programul artistic. Eu nu sunt străin de activitățile voastre, că am lucrat o perioadă destul de lungă și eu, împreună cu voi. Fapt care m-a adus, de fapt, în sprijinul asociației Parco Cavalli, pentru a putea să vă oferim de acolo căldura căluților, a animăluțelor de acolo, vă invităm și vă așteptăm să veniți acolo cu încredere, să puteți să vă jucați cu ei, să puteți să-i mângâiați, eventual să-i și călăriți cei care au curaj și sunt pe aici câteva fețe care știu că au fost și chiar au călărit. Hello? Da? Și acolo? Mai avem. Uite, și acolo și mai avem undeva. Avem, ați fi sărbătorit la noi ziua de naștere. Carina este acolo. Bravo, Carina! Bravo! Foarte curajoasă! Și toate, toate rând să ne-am mulțumit! Bună, decât să vă urez un călduros la mulți ani și sărbători fericite alături de cei dragi, atât vouă, cât și celor dragi vouă alături de voi. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult. V-aș mai spune doar că grație întâlnirii de astăzi de aici, doamna Cristina Müller, al cărui magazin de prezentare este în zona oficiului poștal, o să expună pentru toți petroșenenii produsele handmade realizate de Andreea Pop, de mămica ei și de doamna Rebecca Mitru, împreună cu fetița ei, băiețel. Așa încât tot ceea ce vedeți expus acolo, care este foarte frumos, poate ajunge în bradul dumneavoastră de Crăciun sau în cadourile pe care le puteți face altcuiva, pentru că sunt deosebite, sunt expresia bucuriei și a optimismului și a speranței. Vă mulțumim tuturor, vă dorim o zi minunată, multă sănătate și la mulți ani! Ce faci? Să-l facem. 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 Să-l facem.